Le meilleur de monde possible. Cred că am merit bine, nu știu dacă accentul meu se mai potrivește cu realitatea, probabil că nu. Dar am mai discutat, am mai venit vorba de cea mai bună dintre lumile posibile, lumea în care trăim, celebrul citat din al lui Leibniz din 1710. Astăzi vom încerca să mai extindem această perspectivă, să spunem, că mai multe direcții, nu neapărat legate de teodicitatea care preocupa atunci pe Gottfried Leibniz. Avem din nou alături de noi pe domnul profesor Hilohie Mihnea de la Colegiul Național Calixt Hatfoga și bine v-am găsit, domn profesor. Bine vă găsesc și eu și sper să vă și las cu bine, nu doar să ne găsim cu bine. Astfel încât să încheiem acest material într-o concordie. Da. Concordia ar trebui probabil mai degrabă prezumată la nivelul general al deschiderii. Nu înseamnă neapărat coincidență de idei. Chiar s-ar putea întâmpla să fie problematică prea mare coincidență. Orice s-ar întâmpla, întorcându-ne la Leibniz, cred, dacă nu greșesc, el a spus că ceea ce s-a întâmplat era inevitabil, iar ceea ce nu s-a întâmplat ar fi fost imposibil. Dacă sinone vero e bon trovato, e o altă expresie italiană, dacă nu este Leibniz, oricum este bine spus în spiritul celor mai bune lumi posibile, pentru că un punct de vedere realist, adică nici al meu, nici al dumneavoastră, ar fi că ceea ce există reprezintă rezultatul la tot ceea ce putea să fie mai bun în condițiile date și pentru că altminteri nu s-ar fi manifestat în realitate. Realitatea este, are o parte concretă care ne arată că nu s-ar fi putut altfel, doar dacă nu intrăm în realitățile multiple, să zic așa. Altfel zis, cât ar fi de prost, este maximul posibil și din acest punct de vedere este și maximum de bine. În acel moment. Leibniz nu excludea progresul sub nicio formă, însă cred că expresia care spune că tot ceea ce s-a întâmplat era inevitabil ne aduce la ideea că atât cât avem înseamnă că este maximum care s-a putut. Asta nu înseamnă că nu se poate mai mult. Acum, e discutabil în ce măsură noțiunea de bine și de maxim pot fi definite la un mod obiectiv. E adevărat. Aici, nu doar cantitativ, desigur. Aici e argumentul, până la urmă, teodicității lui Leibniz, că suntem cea mai bună între lumele posibile pentru că e un rezultat al intervenției sau al planului divin, într-un fel. Vedeți, din cu totul alt punct, din alt timp și cumva căutând să spun altceva, dar cu aceeași concluzie, William Shatner este un actor care a interpretat Commander Picard într-unul din seriile filmului Star Trek sau adjunctul capitanului, comandantul de echipaj. Picard în seria următoare, The Next Generation. Shatner... Capitanul Kirk. Așa, exact. Probabil. Mă rog, un personaj central din această serie, dintr-una, cel puțin una din seriile Star Trek, la circa 90 de ani, sau foarte apropiat de această vârstă, a avut ocazia unei călătorii în orbita înaltă a Pământului și unde se presupunea a fi o experiență complet pozitivă, actorul a revenit cu o atitudine neașteptată pentru public. A făcut o declarație prin care a spus mi-am dat seama cât de fragilă
este lumea Pământului. Am realizat în fața ochilor mei, în fața unei evidențe, impactul uman asupra planetei și în cele bune și în cele rele, iar visul foarte îndrăgit de către autorii de science fiction, acel al vieții în spațiu, i s-a infirmat în datele pe care le-a avut, spunând spațiul este un imens gol, evident nu un vid fizic, dar este un imens gol în care viața nu are ce să caute. Viața este o oază extraordinar de fragilă și mică și până una peste alta, într-adevăr, este singura planetă cu viață pe care o cunoaștem până la ora actuală, astfel încât, întorcându-ne la Leibniz, cu toate defectele care ni s-ar părea că le putem atribui planetei sau cu toate erorile pe care le-a făcut, le cunoaște experiența umană, ziua de astăzi probabil că este cea mai bună zi dintre zilele posibile. Alminteri, în cărți, în seriale, în idei politice sau literare, avem lumi mai bune, lumi ideale, utopii, cum avem și distopii, uneori chiar distopii în realitate, apropo de regimurile totalitare. Însă necesitatea observării realității rămâne, indiferent că suntem artiști sau suntem oameni de știință. Realitatea este locul de unde trebuie să plecăm. Am verificat un pic ce a spus Shatner. Nu a spus că viața nu ar fi posibilă în altă parte, doar a spus că tot ce a văzut este moarte și asta este realitatea. Cosmosul este foarte neprimitor vieții. Prin corolar, desigur, cosmosul în sine, al minterii, desigur că nu excludea ideea vieții în univers, în cosmos. El n-a făcut o generalitate acolo, nu s-a pronunțat dogmatic, ca să zic așa, ci referindu-se la acea excursie și la cunoașterea pe viu a experienței, să-i spunem, cosmice, în orbita înaltă, în atmosfera foarte înaltă a Pământului, a realizat că acel mediu în care noi cu ușurință plasăm activități umane este un mediu cel mai improbabil mediu în care omul își poate desfășura activitatea. Da, reproduce în acest punct de vedere celebrul punct albastru al lui Carl Sagan, care în documentarul Cosmos din 1970 și ceva, dacă nu mă așa, cred că este a avut o secvență pornind de la o imagine a Pământului luată de pe o sondă spațială americană, Pioneer parcă, în care Pământul era pur și simplu un punct. Pe acea imagine, acea distanță, nu era decât un simplu pixel, un pixel albastru, și observa că, uite, în pixelul ăla sunt toți regi, împărați, președinți, armate, imperii, războaie, tot ce ni se pare extraordinar de dramatic și important, e un biet punct undeva văzut, nici măcar ieșit din sistemul solar. Mai nimic. Și acel punct este foarte prețios pentru viață, pentru că e tot ce avem și este ceva infim la scala chiar a sistemului solar, dar aminte a Universului. Însă pentru noi și ca experiență a vieții, nu doar experiența umană, a speciei umane, ca experiența a vieții, este de neîntâlnit. Este fără un precedent. Nu cunoaștem să existe. Sigur, asta nu înseamnă neapărat că nu vom cunoaște sau că n-ar exista nici într-un caz. Adică nu putem extrapola de la ce știm că ceva este imposibil. Nu putem nici afirma că ar mai fi. Nu putem nici afirma că ar mai fi. Din câte știm deocamdată, e greu. E foarte greu de comunicat măcar, dar aminte de deplasat, de întâlnit. O comunicare, dumneavoastră vă referiți direct la nivelul unei specii mai mult decât inteligente, chiar capabile să comunice interplanetar într-un fel sau altul. Sondele trimise mai întâi Pioneer, cred că, și mai apoi Voyager, câte două, cred, în anii 70, la care Carl Sagan a contribuit într-o măsură sau alta în privința mesajului pe care l-ar purta către alte civilizații non-terestre,
sau chiar extraterestre, evident, ne arată sigur și micimea Pământului în cadrul sistemului solar, la urma urmei, cu atât mai mult a galaxiei și cu atât și mai mult a universului întreg. Spuneam că sondele au străbătut cu mult, de probabil de peste un deceniu au ieșit din spațiul sistemului solar. Sunt în... Depinde cum îl definim. Au trecut de heliopauză, dacă nu mă înșel. Sau încă sunt în heliopauză, pentru că suprafața foarte largă. Deci cumva încă este o zonă nu influențată de sistemul solar. Este zona în care... Atracția gravitațională a Soarelui. Atracția gravitațională este deja foarte redusă acolo, unde... particulele emise de Soare încep să nu mai fie dominante. Pentru că apare, deci Soarele emite particule și am văzut aurora? Nu, mi-a scăpat. Deci Soarele emite particule care pot fi văzute pe Pământ sub formă de aurore, datorită accelerărilor în câmpul magnetic terestru. Particulele astea se împrăștie cumva și în spațiu și înconjoară până la urmă ca o manta întregul sistem solar. Și la un moment dat își pierd, să spunem, din energie, apare un fel de... Se și rarefiază, un fel de val. Știți cum merge vaporul pe apă? Face în față un val așa care se duce în jurul lui. Cam așa face și Soarele când merge prin spațiu, apare un val de particule. Un siaj. Care la un moment dat se diminuează până când dispar cu totul și se trece realmente în spațiul interstelar în care particulele provenite de la Soare nu mai sunt dominante și zona de trecere în altă se numește heliopauză și sondele ajunseseră acolo, primele cred sonde. Cred că una singură mai păstrează contactul cu Pământul. Da, oricum a funcționat mult mai mult decât era de așteptat. S-a scos din ele mult peste ce era inițial presupus că vor putea rezista. Tehnica veche e bună încă. Da, acum se poartă chestiunea asta că lucrurile vechi trebuie distruse. De ce e bun să folosim nu știu ce chestiune construită în anii 60? Nu, te vei de sus, facem altfel. Sondele făcute cam în aceeași perioadă încă funcționează, au funcționat până de curând. Poate că deci, și chimia, chiar în condiții foarte dificile. Principiul de marketing, faci o activitate ca să faci bani, dar de mai multe decenii încoace poți să faci bani din bani. Nici nu mai trebuie să faci activitatea. Da, financiarea economiei. Produci bani din însăși banii. Nu-ți mai trebuie activități sau produse sau servicii. Da, vestita societate ajungem post-industrială. La un paradox, fără doar și poate, imediat. Societatea de alminteri, cred eu că manifestă niște pulsiuni peste așteptări, dar nu în sensul pozitiv, ci în sensul că niște pulsiuni care tensionează lumea de astăzi și nu știm să le interpretăm dacă este o premiză spre bine sau spre rău. Părerile sunt foarte împărțite și destul de radicale de ambele părți. Nici cei care își arogă binele nu suportă prea multă critică, iar cei care denunță răul pe care îl observă sunt de asemenea destul de ireductibili în aprecierile lor. Deocamdată putem concluziona cu o vorbă românească, atâta s-a putut, știți? Bun. Da, care e deseori ironică, e o vorbă acidă însă. Atâta dar, s-a putut. Dar din ce s-a putut, măcar se poate învăța ceva, măcar pentru da, viitor. Da, apropo de lucrurile vechi, să ne gândim că de pildă în, să o numim așa, aventura spațială, până la data prezentă, misiune cu echipaj uman care să iasă din orbita Pământului nu s-au mai putut repeta. Iar această aventură deja depășește 5 decenii. N-au fost deloc, adică ce să repeți ceva care nu a fost niciodată făcut. Deci deocamdată misiunile cu echipajul uman au fost doar până pe lună, mai mult de atât n-am putut. Păi da, vorbeam de orbita, luna, să iasă din orbita Pământului. Orbita stabilă, mă rog, din câte știam eu, undeva dincolo de 80 de kilometri se intră în ceea ce s-ar numi un spațiu în care obiectele pot să rămână în jurul planetei
pentru o durată suficientă, fără mijloace proprii necesare. Deci, adică, în puțin, e frecarea cu atmosfera care limitează. Deci, dacă n-am avea atmosferă, ar putea rămâne un obiect în jurul planetei la un metru. În jurul Lunii, de exemplu, dacă lansează un cosmonaut cu viteza potrivită... Nu, avem nevoie de acele puncte Lagrange și așa mai departe. Nu, acelea sunt în alt context. Deci, pe Lună, dacă un cosmonaut lansează un măr cu viteza potrivită, mărul acela devine satelit al Lunii. Pentru că nu este atmosferă semnificativă, deci nu este frânat, va merge mult și bine până se va opri. La Pământ nu apare, avem atmosfera care face frecare suficientă și de aceea... Pentru mine e ceva nou acest lucru, ideea că gravitația nu ar conduce până la urmă la căderea, ca să spun așa, obiectului pe Pământ. Nu, gravitația nu dă un destin. E doar totuși există o forță de atracție, iar atracția înseamnă atracție, deci atracția nu înseamnă... O pseudo-forță, de fapt, dacă ne uităm în sistem relativist, dar mă rog, contează mai puțin. Deci, din punct de vedere al mecanicii, un corp care se rotește, un satelit pe orbită geostaționară, el merge pe în linie dreaptă, într-un spațiu, spațiul este cel curbat. Deci, în mecanica relativistă. Gravitația i-ar determina numai traiectoria curbă, îmi spune. Nu, deci gravitația e de fapt interpretarea noastră pentru traseul într-un spațiu-timp curbat. Asta a fost viziunea foarte interesantă a lui Einstein, că spațiu-timp nu este o chestiune carteziană. Avem un spațiu cu trei dimensiuni și timpul care e o dimensiune complet distinctă și care funcționează complet autonom tot restul lumii. În practică, au fost suficiente, să spunem, observații fizice care nu s-au potrivit cu imaginea asta, de unde o mulțime de experimente care încercau să determine viteza luminii în diverse feluri, modul în care circulă lumina a fost o etapă în care se postulase existența unui fluid în care merge tot acel eter, da, acel eter luminos. N-a putut fi infirmat. Care iarăși niște... Teoria respectivă iarăși scotea niște observații care când au fost făcute în aparate mecanice de ale verifica în ce măsură acele etere există, au cam dat cu minus. Dar pe baza, să zicem, ipotezei respective au fost dezvoltate ecuațiile care s-au dovedit valide. Deci aceleași ecuații dezvoltate atunci, transformările Hilbert, parcă nu mai știu. Nu Hilbert. Lorentz? Așa. Einstein nu a dezvoltat atât matematica, cât a observat ce descrie acea matematică. Asta e o chestiune destul de interesantă care poate undeva... Mă tem că sunt într-un spațiu ostil, domnul Amăriuței. Vă admir erudiția, dar nu pot comenta sub nicio formă. Eu încerc să pun undeva, dacă să încerc să fac ceva și să... Pe cât pot, sigur, nu am foarte mult talent la capitolul ăsta, dar măcar pot face un pic de efort, să încercăm să înțelegem lucrurile alea mai delicate și care sunt deseori înțelese altcumva. Unul din ele fiind acela că fizica ar avea virtuți ontologice. Ce ea descrie acolo exact obiectele, cum sunt ele prin natura lor, prin ele însele. Nu e chiar așa, de fapt... Și interacțiunile dintre ele. Obiecte, interacțiuni, orice. Da. Ce descrie la un moment dat? Da, întreaga natură, la urmă. Fizica își propune să studieze întreaga natură. Fizica nu are pretenția asta. Fizica e mai modestă. În general, știința e mai modestă. Știința doar descrie cum sunt lucrurile, de ce, cum ar trebui să fie, deja intră în alte vreți domenii. Vreți să spuneți că nu are o putere de proiecție retroactivă și proactivă spre viitor? Nu, are putere predictivă. Predicții, inclusiv în viitor, predicții poți să faci, să ne spunem retrodicții, să spunem. Deci retrodicții, poți să scoți din... Deci dacă ai ajuns la o teorie solidă, care e verificată și în care poți avea încredere, poți deduce baza ei cam cum a fost ceva în trecut. Și ideal, dacă reușești să și confirmi chestiunea asta, de exemplu, ne-am făcut noi ecuațiile și a ieșit că, uite, a fost eclipsă de lună în data de cutare, și dacă găsim cumva întâmplător în documente istorice că a fost eclipsă de lună atunci, ne crește încrederea în teoria noastră. Chiar e bună dacă a descoperit ceva, pentru că avem un fel sau o confirmare experimentală, până la urmă, teoriei.
Sigur, nu e la dispoziție, adică nu poți să reproduci sistemul solar, dar o teorie care face predicții inclusiv despre trecut e o teorie solidă. E o teorie în care poți să ai încredere câtă vreme nu greșește grav. Și poți să dovedești că a greșit grav. Deși aici e o mică chestiune că e greu de dovedit o lipsă, de exemplu. Deci nu poți... Dacă ai... prevăzut, ai calculat că a fost o eclipsă de lună la o dată și n-a scris nimeni că poți a fost eclipsă de lună. Poți să faci afirmații, dar nu prea poți să faci negațiile. Exact, da. Negațiile sunt greu de... Adică nu, principial chiar sunt greu de dovedit. Adică poți să demonstrezi ceva și asta contează. Ce nu poți să demonstrezi rămâne la capitolul păreri. A se experimenta. A rămâne de experimentat. Aproape de, apropo măcar, de eclipsă. Măcar trebuie să ai o predicție. Deci ca să experimentezi, trebuie să știi ce să experimentezi. O ipoteză, poate, trebuie să aibă o descriere. Referindu-ne la... Mi-a sunat cuvântul eclipsă. Există câteva persoane, nu multe, care au experimentat cea mai lungă eclipsă până în momentul de față. Respectiv, circa 74 de minute. O eclipsă durează aproximativ de 10 ori mai puțin pe orice punct al globului, undeva sub 10 minute. Ei, există niște oameni care au experimentat o eclipsă. Au mers cu avionul de-a lungul. Exact, cu un Concorde, care Concorde este tehnologie 1955, dacă mi-aduc bine aminte, intrând în producție prin 57. Și este o aeronavă care încă nu este depășită de niciun avion comercial. Având o tehnologie care și comportare care nu este depășită în anumite privințe nici de avioanele militare, pentru că și cu ocazia acestui experiment făcut undeva prin anii 80, la începutul anilor 80, cred că, de o echipă franceză, Institutul de Spațiu, respectiv colaborând cu partea de companie Concorde, partea franceză a companiei Concorde, care era un proiect binar franco-britanic, au pus la dispoziție acest avion Concorde și un pilot pe măsură. Cel mai bun pilot Concorde era tot un francez și au zburat undeva intersectând Africa, dinspre Atlantic, sigur, spre Oceanul Indian. Spuneam undeva la începutul anilor 80, cred, și au putut lua foarte multe date despre coroana solară și alte elemente foarte importante pentru cunoașterea Soarelui. Între timp avem, fiindcă veni vorba, lucruri mult mai avansate. Adică chestiunea că nu s-a putut face ceva mai avansat decât Concorde e un pic forțată. Nu, sub raportul ca avion, să știți, deci nu e, nici n-a existat vreun avion comercial care să depășească viteza sunetului. Comercial nu, și într-un motiv foarte simplu, comercial este ineficient. Comercial implică eficient economic. Să poți să vinzi, să produci ieftin și să încasezi mulți bani. Marketingul și la rândul lui... În domeniul militar, nu este cam orice al concordului de pășit în domeniul militar, pe o direcție sau să alta, în funcție că, de ce... Apropo de domeniul militar, partea de survol, autonomie, intră foarte multe lucruri. Evident că sunt aeronave care se pot muta foarte rapid ca poziție, ca anumite performanțe tehnice, însă luat ca întreg... Nu s-a preferat o aeronavă militară. N-avea sens. Deci aeronave militare se fac pentru niște misiuni specifice. Exact. Se optimizează pentru misiunea respectivă. Însă lor sunt complet diferite de cele unei aeronave civile. Și Concorde nici acum n-a fost unic, pentru că au făcut și rușii un fel de... Tupolevul 144, Concorski. Și rușii au încercat să-l opereze, tot ineficient a fost și la ruși. Însă, dacă tot vorbim despre ruși, nu știu cât știm despre Concorde, în sensul că un specialist ar putea spune că lipsesc totuși foarte multe răspunsuri din ceea ce se știe despre Concorde, în sensul că ar trebui să se afle mai multe, nu știu acest lucru, știu, însă despre secret, Tupolev adică cred deschis. Că nu este mare lucru, pentru că eu am căutat la un moment dat în Wikipedia, intrând pe subiect, despre Tupolev, avion care poartă numele inginerului aeronautic rus, sovietic, mă rog,
sunt foarte, foarte puține lucruri. Deci rușii, sovieticii nici nu au comunicat prea multe despre Tupolev. Mai degrabă n-a interesat pe nimeni, pentru că acolo s-au deschis o mulțime de... Sunt niște vârfuri în domeniul aeronautic, repet, neatinse. Adică au fost... Nu cred să fie vreun vârf. Adică puțin probabil să fie măcar un parametru nedepășit de cine, de un tip sau altul de aeronavă între timp. Pur și simplu, agregarea respectivă nu mai era... N-avea eficiență economică aici, și nu s-a mai, n-avea sens Amăriuții, să se mai investească în ea. Exact cum am comparat operele de artă. Știți? Cred că nu cantitatea de culoare sau nu neapărat tematica. Un set întreg de parametri inginerești și economici. Sunt partea cu economia se apropie de marketing. La comercial e foarte importantă, nu, în afară de marketing. Dacă nu poți să vinzi bilete de avion la un preț acceptabil, domnul Mamăruțe, sau dacă nu poți aranja să... Ce ne-am face noi cu aventura spațială dacă am transformat-o în marketing, știți? Dar nu deci, n-are legătură neapărat cu marketingul. Sunt costuri absolut uriașe. Unele costuri pot fi justificate într-un fel, altele nu. Cum e de exemplu, cum mersul pe lună. Deci nu s-a mai mers pe lună pentru că nu avea sens. Nu avea sens economic, în primul rând. Ce să faci acolo? Pentru ce dar deci a avut prima dată sens. Prima oară a avut sens pentru că era într-un context foarte specific. Contextul cursei în armării. S-au adus șuruburi de pe lună? Nu. Deci, practic, miza economică era nulă. Miza a fost recuperarea aparentului avans sovietic. Nu, era un avans sovietic care există până în ziua de astăzi, avansul rusesc, în sensul stațiilor spațiale, în sensul motoarelor. Apollo a plecat tot cu, din câte știu, tot cu motoare sovietice. Nu, au dezvoltat propriile motoare. Apropo de rachete, este una, racheta Saturn, dar motoarele pentru rachetă și așa mai departe, din câte știu, au fost sovietice și inclusiv după anii 90. După anii 90 a fost o cooperare destul din, de... Din hangarele sovietice s-au identificat unde au rămas motoarele și au fost de asemenea adică folosite în continuare. Da, după anii 90 a fost un context foarte specific, pentru că Uniunea Sovietică, după dispoziția Uniunii Sovietice, cam totul era de vânzare și bucuros să poată vinde cuiva. Și dacă luau și niște bani de la americani, iar americanii sunt pragmatici, nu au avut obsesie neapărat să nu lucrăm cu aia și ei aveau și problema că programul lor spațial se focalizase mult prea mult pe un singur vehicul, pe naveta spațială, care a avut niște accidente și a fost retrasă din utilizare și mult timp pur și simplu nu aveau... Bine, au scos mai multe serii de rachete, fiecare practic reprezenta poate nu o nouă generație, dar o upgradare evidentă între Columbia, cred că a fost prima, și ultima Atlantis. Da, bine, evident, au fost diferențe tehnologice. Asta se întâmplă la orice echipament, și la laptopuri. Chiar dacă se cheamă la fel, versiunea de anul ăsta diferă de versiunea de anul viitor. Deci au loc avansuri incrementale. E normal. Pe măsură ce înveți ceva, pe măsură ce mai apar opțiuni noi, unde se poate, se mai schimbă câte ceva. Schimbări majore înseamnă programe majore care vin cu costuri majore, greu de alocat, pentru că cineva trebuie să ia banii. La americani știți cum e, trebuie să mergi la congres și să-i spui, domnule, da, în program de importanță națională aruncați bani pentru asta, cum a făcut Kennedy cu proiectul lunar. Deci, pur și simplu, era o teroare. Realmente, americanii erau terorizați la vremea aceea de supremația sovietică, pentru că accesul la spațiu însemna fatalmente și capacitatea de livrat armament nuclear. Și americanii erau în stres întreg, făceau drill-uri în armată cu duck and cover, cum să te ascunzi când vezi explozii atomice, de unde să... Nu, au fost chiar experiențe cu detonări atomice la propriu și cu foarte mulți participanți, cu zeci de mii de oameni, din păcate. Există mărturii ale... Încă mai există oameni care trăiesc și s-au luat după anii 90 abia, s-au luat niște mărturii ale soldaților pe atunci care au participat la experiențe nucleare și nu numai americani, inclusiv australieni, mă rog. Și ruși, la ruși s-au auzit mai puțin. Da, la ruși, din câte am citit, dar nu știu, confirmat, a fost una o singură prin 50 în care s-a folosit apropierea unui contingent militar de detonare.
Alminteri, sovieticii au produs și ei mai târziu o navetă spațială Buran și cred că și stația internațională spațială de astăzi, SISU, este tot o producție majoritară rusească. Cred că este rusească. Destul de mult. Da. Nu, tot este o cooperare. Americanii n-au produs spații. Sunt și componente, europene, sunt multe tipuri de componente. Apropo de bombă atomică, un exemplu celebru este cazul în care 5 voluntari din armata americană au fost de acord să stea exact sub o explozie nucleară. Nu cunosc. Este o poză foarte simpatică. Nu s-a întâmplat nimic, adică explozia era la mare înălțime, s-au luat măsuri ca să nu fie probleme și au trăit bine, mersi, adică nu e o chestiune. Adică partea asta cu ce grav au fost afectați cei de acolo. Nu, să știți că în Statele Unite s-au deschis mai multe procese și știu că în vremea președintelui Clinton a fost singura administrație care a... Avem pe cei 5 când explodează bomba. Bine, presupunem că se aflau la o distanță rezonabilă. Nu, sub bombă, deci erau exact ground zero, scrie chiar acolo, deci da, erau exact zero. Sub, dar explozia era sus undeva în atmosferă, foarte sus, probabil okay. Nici puterea bombei nu era chiar foarte mare. Și ce, la poligonul din Nevada, de pildă, acolo s-au deschis niște procese și vă spuneam în timpul administrației Clinton. Statul american a recunoscut culpa de a fi, mă rog, condus niște experimente care au adus prejudicii grave populației civile cât și militare. Americani, pe de altă parte, sunt foarte procesomani, adică la ei s-au dat sume imense de despăgubiri pentru cineva care și-a vărsat cafeaua fierbinte pe picior, că era cafeaua prea fierbinte. Este un subiect în sine. Da, dar este și mult senzaționalism, care s-ar putea întâmpla să fie problematic, adică e de înțeles pe undeva să accentuezi riscurile unor tehnologii, mai ales în domeniul militar. Încercând să convingi pe toată lumea să nu se înarmeze în direcția asta sau să se înarmeze cât mai puțin posibil. Nici pe care în domeniul militar nu ajută foarte mult să-ți convingi propria țară în condiții în care cealaltă țară accelerează. Pentru că îți asumă un risc. Până la urmă, echilibrul și pacea după al doilea război mondial a fost asigurată prin strategia asta de distrugere reciprocă asigurată, în care nimeni nu avea curajul să inițieze o lovitură pentru că avea pierderi cel puțin la fel de mari. Dacă îmi permiteți, doctrina overkill, care presupunea distrugerea și foarte rapidă, nu doar cea rezultată în urma radiațiilor, ci distrugerea, să zic, aspectul loviturii de ciocan, deci nu prin efecte care s-ar fi transmis într-un interval de timp de câteva zile sau săptămâni și ar fi dus la distrugerea populației inamice, cât și a întregii populații de pe planetă. Doctrina overkill a presupus distrugerea rapidă a foarte multor metropole și de aceea numărul armelor nucleare era cu mult mai mult decât suficient pentru eradicarea vieții umane de pe pământ. Aici este și o motivație militară pe undeva, capacitatea unei a doua. Eu cred că era vorba de un business. Era vorba pur și simplu de un business. Rachetele nucleare costă mult și cine le produce și înseamnă că și câștigă. Sovieticii aveau business? Acolo distribuia, spunea, partidul unde se duce să muncești, nu câștigea nimeni. E adevărat, însă cred că știm prea puțin despre puterea lor, numărul lor real și așa mai departe. Știm destul de multe, era consistent. Dați-mi voie ca istoric să vă spun că mă îndoiesc, pentru că dincolo de cifrele oficiale, ori sunt în realitate mult mai mici și atunci chestiunea cu scop de propagandă sunt pretinse. Chestiunea verificate și e foarte simplu, că după 90, când s-a intrat în această perioadă de destindere. Nu, de destindere după 90. Da, de destindere, așa. Așa.
Dar și înainte, dar mai ales în această perioadă, focoasele respective au fost prelucrate și transformate în combustibil nuclear. De asta așa au fost închis. Deci acum nici nu prea mai au capacități de producere a combustibilului nuclear pentru centrale nucleare americane, de exemplu, pentru că nu mai era nevoie. Era mult mai ieftin să preiei combustibil gata, purificat din armele sovietice și s-a potrivit. Adică n-a apărut nicăieri o chestiune. Uite, domnule, ăștia n-au nici pe departe ce credeam noi că au acolo. Chiar da, vreau să spun că fie sunt supradimensionate datorită propagandei, forța reală fiind mai mică, deci, fie sunt subdimensionate pentru a ascunde adevărata forța inamicului. Calminteri, transparența, eu ca om care m-am împiedicat, doar m-am împiedicat de istorie, cred că transparența este cea mai vizibilă dintre calitățile actului politic de orice gen, iar chestiunile legate de armele nucleare trebuie să fost un top secret în ambele state. Și dacă erau în ambele state, era și pentru restul lumii, la modul limpede. Care transparență e necesară. Chiar a fost un film celebru, Dr. Strange Love and How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, în care tema filmului e că sovietici își fac un sistem de tipul Dead Hand, în care dacă este decapitată conducerea sovietică să lanseze tot ce au. Și n-a apucat să se spună americanilor. Iar americanii, neștiind că sovieții au chestiunea asta, lansează totuși, bine, cu niște complicații dramatice, lansează totuși un atac nuclear urmat de răspunsul sovietic și asta este s-a terminat cu civilizația umană sau că nu chiar cu omenirea. Apropo de lucrurile vechi, mai mult mai recent cred că decât Strange Love este filmul On the Beach pe țărm sau Ultimul țărm tradus în română. Filmul original este în 1959 cu o distribuție de clasice ai Hollywoodului și există un remake în 2000. De asemenea cu o distribuție bună, dar nici pe departe atât de strălucitoare ca cea din 59. Este un film tulburător, o distopie și mesajul său îndeamnă la discernământ și la asumarea faptului că nu poate să fie decât rău că s-a ajuns în acest punct. Adică nu este un câștig al speciei umane. Întrebarea este cum ajungem să ne capacitatea de autodistrugere nu este un câștig al speciei umane. Pe de altă parte, jucătorii s-ar putea întâmpla să aibă puține opțiuni, pentru că dacă nu au capacitatea, că motivația pe undeva pentru creșterea masivă a armamentului nuclear e capacitatea de a răspunde unui atac. Deci au foarte multe focoase și ascunse pe diverse strada nucleară cu avioane, rachete și submarine care sunt maximizate, amplificate, pornind la premisa că în primul atac atomic a uneia din părți, mare parte de ele sunt distruse și în cel mai defavorabil caz posibil să rămână destule încât să poți să te asiguri că inamicul va fi cel puțin la fel de distrus la rândul lui. Și atunci asta ținut pe undeva, frica păzește bustănăria. Eu cred că nimeni nu avea curajul să lase o situație din punct de vedere, e o părere personală, cred că este o situație care frizează un defect major al rațiunii omenești. Cred că e chiar patologic, adică frizează patologic această situație. Cred că ajung ororile de experiență, de traseu ale experienței umane și până la era atomică, până în 45, ca să nu mai fi fost nevoie să fie inventate noi moduri de a produce oroare și distrugere în lume. Orice tehnică puternică vine cu mari riscuri. Deci ororile sunt pe undeva fațeta a doua a puterii pe care o obținem. Deci, focul lui Prometeu este plătit până la urmă. Exemplul cel mai tipic fiind premiul Nobel, care îl știm foarte bine și care este urmașul, să spunem, moștenirea inventatorului dinamitei, care s-a simțit vinovat că a contribuit nu doar la metode de a construi
poduri, mine și alte activități civile, ci a contribuit și la moarte. Pentru că a venit cu putere care atunci, până atunci nu era accesibilă războiului. Cumva nu suntem o specie curioasă. Noi căutăm mereu să învățăm ceva nou, mai ales dacă acel ceva nou ne dă mai multă putere. Și cum folosim acea putere? Și dacă omenirea ar folosi mai mult resursele în a-și dezvolta trăsătura de imaginație, de creativitate benefică și mai puțin științele exacte, adică acest lucru, discuția despre ponderea curriculumului școlar este de mult timp în discuție, observându-se că și în România de astăzi, de pildă, există foarte multe ore de matematică și fizică și sau pentru profil apropiat de chimie și mult prea puțin și văzute ca și complet periferice ore de desen, de muzică, de ce se numește drama, adică interpretarea actului artistic, de sport, în care învățăm cooperare, sporturi de echipă și nu sporturi de contact fizic violent, da? În care învățăm să doborâm adversarul, ci participăm împreună cu adversarul la o competiție. Practic nici nu mai este un adversar, ci este un coleg de competiție. Aceste trăsături ar trebui mult accentuate pentru că cred că nu omenirea nu duce lipsă de oameni deștepți, cred că duce lipsă de oameni de caracter înainte de toate. Iar caracterul este o sumă de rezultă în urma unor comportamente, a unor modele, căci comportamentele sunt rezultatul unor modele înainte de toate cu care persoana intră în contact și le asumă și se comportă ca atare. Clarificarea acestor modele care trebuie să fie cele de conexiune, de compasiune, de empatie, de creativitate benefică, interzicându-se efectiv, așa cum de pildă avem o etică științifică apropo de clonarea umană, apropo de experiențe făcute pe oameni, ele fiind ajunse după al doilea război mondial la nivelul de legi internaționale semnate de, cred că, quasi totalitatea statelor lumii. Pe ce? Pe principiu etic. Și găsim exact același principiu și în activități care sunt extraordinar de bănoase în ziua de astăzi, de pildă cele medicale, farmaceutice, în care se poate pune problema dacă orele de etică profesională, în condițiile în care există venituri absolut uriașe în aceste domenii, medical și farmaceutic, legate unul de celălalt, nu se, dacă nu cumva este loc suficient de mai multă etică profesională, astfel încât nu câștigurile să primeze, ci sănătatea, să existe empatia ca și cauză a practicării acestor meserii și nu prestigiul social, avantajul personal al unei vieți îndestulate, mă rog, alte puncte de vedere. Întrebarea e, deci până la unde asta ar trebui să fie exclusiv treaba școlii? Mai mult. Este școala capabilă măcar să transmită valorile respective? Chiar presupunând că s-a scoate orele de matematică școala și fizică. Școala este capabilă să... Nu trebuie scoase. Școala este capabilă să spună vom face 5 ore de desen, muzică și drama. Și sunteți siguri că desenul, muzica și drama vor transmite etică și vor dezvolta conștiință? Despre sigur nu putem fi siguri, într-adevăr, însă se poate încerca. Deocamdată nu s-a încercat nicăieri, dar ar trebui cel puțin în școlile vocaționale făcut un asemenea studiu. Nu cunosc dacă s-a făcut, e posibil să fi făcut și foarte chiar probabil.
care este angrenarea socială, satisfacția personală a oamenilor care au urmat școli vocaționale, de pildă de teologice, de arte sau de sport, în comparație cu cei care au primit o educație bazată mai mult pe științele exacte. E interesant, ar fi interesant acest lucru. S-ar întâmpla să observăm că efectul este chiar diametral opus, pentru că în partea aceasta umanistă se învață cumva, nu știu neapărat explicit, se învață însă manipularea. Pentru că arta, în general, e o manipulare într-un fel a privitorului, în ce se transmite un mesaj. Manipularea înseamnă influențarea, cu un scop. Să spunem. Malefic, trebuie să aibă două condiții. Manipularea trebuie să aibă două condiții esențiale. Să fie rea, deci scopul este văzut clar ca fiind rău. Și doi, persoana asupra căreia se exercită această influență să nu își dea seama de acest lucru. Deci nu poate identifica... Poate chiar să-i placă. Actorul, nu contează, nu poate identifica actorul real care îi produce acea influență. Deci persoana manipulată spune despre sine că este rezultatul, acțiunea sa este rezultatul convingerilor proprii, a experienței proprii, și neagă cu desăvârșire că este de fapt o victimă a unor mecanisme sociale de inducere în eroare. A se vedea de pildă Revoluția Română. Okay. Și putem găsi, cred că putem găsi în istorie astfel de experimente. Cel puțin pe una din direcțiile de care spunea, și anume cea teologică. A existat conflicte imense dezvoltate în urma influenței unor idei teologice sau altora, care au dus la dezastre imense, motivate nu sensibil mai mult decât de oricare factorul teologic. Dintre aceste conflicte, chiar cruciadele, de pildă, care sunt războaie propriu-zise religioase, sau noaptea Sfântului Bartolomeu, poftim, când se întâmplă războaie religioase, nu între zone culturale, între etnii complet diferite, ci în cadrul unui, practic, este un război civil pe bază religioasă, sau, știu eu, între statele germane. Chestiunea este în felul următor, că nici pe departe, sub nicio formă, niciun alt tip de război, că e vorba de cât poți să ucizi, care este capacitatea de a face rău, nu pot fi comparate cu ceea ce s-ar obține, din fericire. Nu a avut loc în urma unui război nuclear. Deci, războiul nuclear duce la extinția speciei umane și un război a practica unui nuclear generalizat. Dar, pe de altă parte, amenințarea nucleară aproape a interzis războaiele între marile puteri. Cumva și-au găsit metode în care să se bată prin proxy. Care și aceste războaie proxy la rândul lor cred că au făcut mai multe victime decât războiul propriu-zis al doilea război mondial. Nu știu dacă putem să ne apropiem de câte victime au făcut mongolii, de exemplu, care au depopulat aproape. Cred că știm prea puține lucruri despre ceva din urmă cu aproape, 1200 și, da? Dacă vorbim despre Genghis Khan, da? Și Batai Khan, secolul 13, suntem în secolul 21, în 800 de ani nu știu ce am putea cunoaște și mai apoi chiar aprecia cât de cât izvoarele de atunci. Estimările curente sunt undeva între 40 și 75 de milioane de victime. Să știți morți. Că sunt, de pildă, chiar victime mult mai recente, bine, și ele depărtate la sute de ani, apropo de populația amerindiană și impactul coloniștilor europeni asupra amerindienilor, unde, de asemenea, sunt cifre care sunt contestate. Faptul că a avut loc un, practic, genociduri în multiple, asta este evident. Dar, în partea amerindiană, cifric vorbind, în partea amerindiană, victimele au fost în general generate mai mult de boli decât de conquistadori. O parte din aceste boli erau chiar provocate la modul voit direct, pentru că nu știu dacă nici tot mongolii, apropo de războiul biologic,
Se spune că foloseau la asediul cetăților care reușeau să reziste militar, aruncarea de corpuri de ciumați sau de șobolani care se hrăneau cu corpuri din în cazul americilor nu era nevoie pentru că pur și simplu nu aveam niciun nici alții, nu aveam dezvoltate apărări, sistemul imunitar care se reziste la boli care deja erau filtrate, să spunem, în celelalte populații. Noi le-am transmis lor un număr de boli, le-am transmis nouă sivilisul, dacă nu mă înșel, preluat de la, de la amerindieni. Da, da, din Americi. Pentru că iarăși noi nu aveam, ei, la ei nu era foarte răspândit, timp ce în populația europeană a făcut ravagii. Ravagii, da. Da. Deci, până la urmă, marea problemă e că puterea vine și cu mari capacități de a distruge, dar și cu oarecare responsabilitate care poate predomina într-o lume rațională, pentru că riscul mare pe undeva, pentru care există armamentul respectiv, este să cadă în mâinile cuiva irațional. Și destul de multe filme de, să zicem, catastrofice sunt, pornesc la premisa asta, că și eu o porțiune din armata rusă, de exemplu, preia armele nuclear și începe să facă chestiuni, pentru că cineva disperat poate să facă lucruri care nu ar fi normale într-un stat cât de cât funcțional. Cum a fost în, de-a sfârșitul de război mondial, la care Hitler era pe deplin mulțumit și convins chiar să distrugă poporul german, chiar a spus, dacă nu ești în stare, dacă nu suntem în stare să învingem, trebuie să murim. Aici e marele risc într-un fel. Pe de altă parte... Bine, pot să vă spun că și la galeriile de fotbal, ori învingem, ori murim, e o lozincă... Da, dar așa, da, de poezie. În privința a oricăror chestiuni istorice, este necesară o prudență de analiză, mai bine zis o analiză prudentă, pentru că sunt foarte multe lucruri propagandistice, evident, și de o parte și de cealaltă. Da, astfel încât adevărul este un rezultat în urma unui efort care se cere asidu și care să plece de la o premiză neutră. Știți, nu trebuie să plecăm de la o premiză partizană. În momentul în care am plecat de la o premiză partizană și se întâmplă deseori și în actele, iată, sportive, când mergem la un meci, ținem cu una dintre echipe deja, știți? Nu mergem să asistăm la un meci între două echipe și aplaudăm în mod sportiv eforturile oricăreia dintre jucători, cum se întâmplă în țările nordice, unde, de pildă, fotbalul era în anii 80 un sport considerat de mai puțină spectaculozitate decât competițiile de schi. Și spre surpriza echipelor care veneau din statele sudice, Italia, Spania, tribunele finlandeze, de pildă, aplaudau golul oaspeților în poarta propriei echipe și salutau, prin urmare, efortul sportiv, indiferent din ce direcție venea, un lucru care dispăruse sau nici n-a fost vreodată în țările unde sportul a fost trăit ca pe o mare miză socială sau de divertisment, mă rog. Întorcându-ne și în știință, la fel, dacă pornim de la o premiză partinică, nu vom obține decât rezultatele pe care vrem să le vedem. Știți, și nici știința nu este acel templu al adevărului absolut, al motivațiilor. Știința nici măcar nu pretinde că ar fi. Motivațiilor serafice, de îngerești și așa mai departe. A se vedea de alte... câteva interviuri, da? Nimic nu pretinde. Suntem oameni și le avem pe toate, dar. Apropo de... Unii recunosc mai repede decât pozitivul astea. Științei, există un scurt interviu cu Richard Feynman, un mare profesor, un laureat Nobel, eleva lui Einstein, și care a participat la proiectul Manhattan de producerea bombei atomice, și el însuși deplânge situația de infantilitate, e greu să spunem și inocentă, infantilitate malițioasă, malefică, lipsă de chipzuință și de un discernământ
care s-ar fi pretins să existe cu atât mai mult, să fie cu atât mai, cu atât într-un nivel superior la oamenii de știință față de oamenii comuni, discernământ care nu a existat în epocă. Nu, da. Discernământul, mă rog, variază de la, de la un caz la altul. Păi nu, la, apropo, faci o armă, dar la ce folosește ea și în momentul în care... Dar nu mai e treaba oamenilor de știință. Ba nu, tocmai că este treaba, să știți, și dacă am citit mai multe informații, să nu spun cărți, alminteri, există o carte scrisă de un german mai strălucitor decât 1000 de sori, care descrie la rândul ei, sunt titluri fără doar și poate foarte numeroase pe, pe tema asta, construcția bombei atomice și proiectul Manhattan. El a fost militarizat nu doar sub aspect tehnologic, a fost militarizat și sub aspect informativ. Asta înseamnă că membrii proiectului Manhattan făceau obiectul unor influențe cât se poate de propagandistice și a unor cercetări cât se poate de, nu ni s-ar părea nu nouă ca români și la vârsta noastră, domnul Măriuție, pentru că noi ne-am născut într-o societate totalitară și înțelegem ce înseamnă urmărirea persoanei, însă oamenii de știință au fost îndemnați cu multă energie să producă această armă foarte necesară politicienilor. Lucru, deci trecând peste considerente morale, peste, deși savanții la un moment dat au avut câteva observații legate de, de folosirea armei, erau conștienți într-o măsură oarecare de efectul distrugător, au avut, să zicem, anumite scrupule, însă, per ansamblu, aceste scrupule nu au contat. Nici nu aveau cum să conteze dintr-un motiv foarte simplu. Erau într-un război pe viață și pe moarte și... Nu, în privința Japoniei nu mai era război pe viață și pe moarte. Adică... Nu, era război pe viață și pe moarte japonezi. Nu, Japonia nu se predase. Asta nu înseamnă că Japonia deja de mult timp și în Japonia, indiferent că noi vrem să o prezentăm ca pe o societate monolit, chestiunea războiului, într-adevăr, a fost consimțită, să zicem, majoritar la faza de început de către, mă rog, clasa politică japoneză, dar anul 45 deja erau acțiuni japoneze de solicitare a încheierii războiului cu americanii, deci nu e nici pe departe ideea că exista acolo o rezistență furibundă cu orice preț, cu... Deși, repet, perseverența este o trăsătură japoneză și inclusiv un fel de a duce războiul, acel tip de curaj, mă rog, sau de spirit războinic al lor, însă în niciun caz armata japoneză nu putea sub nicio formă, când spunem pe viață și pe moarte, nu înseamnă că nu se murea în război, dar sub nicio formă Japonia în 45 nu mai reprezenta niciun fel de pericol militar nici pentru Statele Unite sau pentru Uniunea Sovietică, în sensul că se temeau că dacă ar fi putut pierde războiul cu Japonia. Japonia era... Nu se punea problema de pierdut războiul cu japonezii, ci de pierderile ca necesare pentru a ajunge Germaniei la, după 44. Germania la... nu mai putea câștiga. Dar am sărit un pic cam repede de la partea de construcție a bombei, care a început mult timp înainte, pentru că nu a fost o chestiune de pe o lună pe alta. Au fost ani de zile în care au fost concentrate eforturi imense, materiale, umane, economice. Exact. Și nu era deloc sigur că nu vor obține și alții, pentru că asta e problema pe undeva cu știința, e deschisă. Și când cineva descoperă ceva, cam oricine cât de cât competent în domeniu realizează ce scrie acolo. Și în momentul în care scrii din ecuații ceva, chestiunea asta va fi o bombă, nu era vreo exclusivitate americană în vreun fel. Și teama americanilor era că vor obține germanii, prima oară, mai ales că germanii erau cei mai avansați în acel moment în fizica atomică. Einstein fiind la rândul lui de origine, până la urmă, din zona germană. E adevărat, germanii nu au avansat foarte repede, poate și din motive ideologice, cumva erau unii cu niște idei. I-au făcut și un institut în această privință, a existat și un schimb de mesaje între acest institut și Hitler, dar Otto Hahn, care din câte cred eu a fost pus laureat Nobel, chimist, pentru
chimie, laureat Nobel. Otto Hahn, șeful acestui proiect, cel puțin ca autoritate, ca prestigiu științific, l-a întârziat și l-a redus la minimum, urmând, cel puțin în cartea mai strălucitor de Ctomie de Soare apare acest lucru, urmând să, în mod explicit, să nu producă absolut niciun fel de armă. Sau ce așa a spus el după aceea. Trimițând, nu, există o scrisoare care a ajuns la colectivul din America. Aici, apropo de, vedeți, o armă, cine să o facă. În Japonia exista un singur fizician atomist, din câte știu, în sensul de conclav academic. Nu spunea nimeni problema că ar fi putut face care... Deci, germanii erau considerați ca fiind... Aveau cercetări cu apa grea, într-adevăr, și erau mai ales două erau și era și discuția că încercau să obțină apă grea din Norvegia, care a ridicat serii la cele trebuie. Că... A fost sabotată, a fost, distrusă, demantelată de către un comando aliat, nu mai țin minte, britanic sau american. Însă, deci, trebuie să-ți pui problema și cine și cu ce să producă o armă. De altă parte, în timp de război, n-ai informații, n-ai vizibilitate 100% asupra ce face inamicul. Nu poți să te bazezi că el sigur nu poate ca face treaba asta pentru că nu a publicat jurnalul științific. Este clar, nu. Și dovada o face Uniunea Sovietică. Dovada o face Uniunea Sovietică. Țară care produce foarte rapid propria bombă atomică, în condițiile în care... Uniunea Sovietică a început să cercetări cu mult timp înainte și de asta n-a avut americanii. Truman era, se aștepta că îi spune lui Stalin să dea pe spate și Stalin zice ok. El și-a de mult avea deja echipe care lucrau la chestiunea asta. Sigur, au fost ajutați și de spionaj care, iarăși, în ciuda măsurilor de securitate serioase luase de americani, în principal în față de naziști, dar erau luate față de toată lumea, inclusiv față de sovietici. Eu de ce spun că tocmai în privința unor anumitor subiecte sensibile, nivelul de cunoștințe pe care îl avem și credibilitatea acestor cunoștințe trebuie în permanență scrutată, trebuie sigur, în permanență sigur. Cântărită. Evident, pentru dar că... în timp de război ai puțină vizibilitate, apare ceea ce se numește fogovor, spunea Clausewitz. Nu vezi foarte mult din ceața se întâmplă de război, da. Și nu poți să presupui că totul e bine, pentru că riscurile sunt imense. Practic nu se escalează eforturile cu așteptările, ci cu riscul cel mai grav. Și dacă riscul cel mai grav este să fie anihilat, atunci tu trebuie să poți face același lucru până la urmă. Mă bucur că nu sunt priceput la război, domnul Amăruțe. Da, din păcate, cineva va fi priceput. Mă bucur că sunt incompetent. Îmi afirm cu bucurie această incompetență. E o temă, tema aceasta, dezvoltarea armamentului nuclear, este chiar într-un film care a câștigat Oscar, dacă nu așa, anul trecut, Oppenheimer. Da, care, nu am văzut filmul, care da, descrie, dar știu despre el. Că e... Bine, destul de telegrafiat, trebuie să recunosc, cam această saga a dezvoltării, a problemelor, a disputelor, inclusiv a perspective față de sovietici, cei de acolo din proiectul Manhattan, de ce ascundem față de aliații noștri și în final inclusiv Oppenheimer este eliminat de acolo datorită suspiciunilor de simpatii comuniste. Da. Lucrurile nu sunt niciodată simple și savanții erau, se simțeau pe undeva obligați să contribuie la apărarea propriei țări care în momentul care putea fi amenințată cu anihilare. Varianta în care noi să vedem pacifiști, există și un curent de genul ăsta, și înainte de primul război și înainte de al doilea război mondial, au existat curente pacifiste în care americanii nu se bace deloc. E o trăsătură de admitere umană și acest pacifism. La urmă, nu trebuie să-l acuzăm foarte tare, pentru că este de asemenea o trăsătură, așa cum este violența. Sigur că da. Este sigur. Și pacifism, sigur. O trăsătură. Oamenii se dă de felurile, dar întrebarea este ce dimensiuni poți să aibă acele curente. Și acum, chiar văzusem zilele trecute, este un tânăr ucrainean care a format un curent pacifist ucrainean care susține, nu domnule, dezarmare și să nu luptăm nimic. Dar știm foarte bine care ar fi efectul. Nu ar fi ocupați de greu, uși. Domnul Amăruțe, de data asta din nou spun că e greu de pronunțat. Indiferent ce atitudine, cea belicoasă de război
a unui popor față de un război. Când ești, sau atacat, cea pacifistă. Când ești atacat, ai două variante. Sau te cea predai, pacifistă. Sau vedeți Titulescu, că, despre care ne place să spunem că este campionul diplomației românești. El a fost în două rânduri secretar general al Ligii Națiunilor, adică instituția de unde provine ONU, ca și, sub, ca și filiație. Cred că el a spus, decât un război drept, mai bine o pace nedreaptă. Deci trebuie să ținem minte, este greu din nou de spus ce măsură să se ia, însă ea trebuie cântărită. Undeva discernământul, de fapt, tocmai asta presupune exact. Existența adică a, unor, cu orice preț? A unei separări. În momentul adică... în care suntem fără separare, atunci nu avem discernământ. Titulescu suferea, mă tem, de o problemă care, care suferă mare parte din Occident acum. Ideea că lucrurile nu se pot schimba prea rău. Și cum se va așeza relativ bine? De aceea ne-a trimis tezaurul la Moscova. După ce căzuse deja țarul Nicolae, deci erau tulburări, lupte de sași tot restul, și el s-a gândit că altă idee mai bună nu este decât să încărcăm tot tezaurul în trenul și să-l trimitem la, la Moscova, în mâinile bolșevicilor. Ok, dar asta nu-l face să fie mai puțin ca principala figură reprezentativă a diplomației, a istoriei diplomației sigur, românești. Sigur, o persoană foarte inteligentă al și capabilă și implicată. Și Mihai Cogălnicianu, ca ministru de externe. Sigur, dar avea, deci ideea că cumva se va termina războiul, că asta încerca să facă până la și figurile mari pot avea erorile lor, fără doar și poate. Deci nu e o vină neapărat. Fiecare are limitele lui, de limitele propriei viziuni. Nu poți, nu are nimeni, indiferent cât ar fi de capabil, capacitatea de a vedea și de a cunoaște și de a vedea totul. E imposibil până și în principiu. Deci nu e caz să facem o acuză aici. Limita este tot umană. Vedeți, da, calitățile sunt omenești, defectele sunt omenești, iar limitele sunt de asemenea și ele umane. Până una alta, la problema asta, la problema relațiilor internaționale, ne întoarcem la aceeași chestiune care am mai discutat-o, că nu există și nu poate exista nici măcar în principiu un set de reguli uniforme, globale, obligatorii tuturor. Din cauza că ce numim legislație internațională e de fapt doar o sumă de tratate prin care statele se leagă între ele. De asta e și termenul în engleză, binding. Care spune, domnule, eu ca stat suveran mă leg să respect o tare chestiune. Bine, cât o să-mi convină, pentru că dacă exact. Nu mai convine această situație. Faptul că există o lege nu înseamnă că nu poate să nu, fie încălcată. Nu poate să fie, nu are ce să o impună. Nu există o putere, dacă sunt niște extraterestri ultraputerici care să vină să ne impună, voi faceți exact așa. Domnul Măriuțe, dar apropo de extraterestri și de confruntarea nucleară, trebuie să spunem, pentru, să zicem, a salva onoarea, vreau să mă credeți că eu... pe americani, cât și pe sovietici, îi numesc tot oameni și mă consider din aceeași specie cu ei, deci nu am de gând să sunt om și tot ce este uman numesc, nimic nici nu este uman numesc. Exact, foarte bine. Nu am de gând să acuz un stat în situația asta. Eu spun că așa au căzut lucrurile și așa s-a întâmplat și aceștia au fost actorii. Dar pentru a salva și, să spunem, ceea ce ar putea să fie până la un punct, o critică față de Statele Unite și Uniunea Sovietică, și zic pentru a salva, de fapt, o onoare a speciei umane, în, cred că, 80, sfârșitul anilor 80, oricum venise Gorbaciov la conducerea Uniunii Sovietice, președintele Ronald Reagan are un discurs care a produs senzație, spunând că în condițiile în care Pământul ar fi amenințat de o inteligență extraterestră malefică, Statele Unite are mâna deschisă, mâna întinsă de cooperare cu Uniunea Sovietică pentru a, și cu toate statele lumii pentru a înfrunta într-un mod camaraderesc. Sigur, acest dușmanul pericol. Comun unește. Exact, și ca la lupii care se mănâncă între ei, se mușcă între ei, dar atunci când apare un câine domestic, să zicem, lupii se unesc în haită. Dar când lipsește dușmanul, și poate asta e și una din cauzele pentru care mare parte din Occident și-a
pierdut pe undeva o direcție foarte clară. A dispărut dușmanul. Câte vreme aveam dușman în blocul sovietic, era clar cu, față de cine trebuie să ne pregătim, ce trebuie să concurăm. Același... Acum nu mai e așa de clar. În același timp, vin eu să spun că nu trebuie să gândim în termenii unui conflict, nu trebuie să gândim în sensul anihilării. Dușmanul este tot un om, ca și noi. Și ceea ce putem învinge noi astăzi, putem fi mâine, poi mâine, noi cei învinși. Și atunci, din nou, ajungem la discernământ, la echilibru, la... există un film, apropo, că vorbeam și de confruntările religioase, Regatul Cerului, din distribuție, mi-amintesc doar de Orlando Bloom. În Regatul Cerului, iată, Salahadin sau Saladin, cum mai este cunoscut conducătorul arabilor, care a fost un excelent militar și comandant politic, culmea nu era de etnie arabă, nu era de etnie arabă, ci era curd, dacă nu mă înșel. Da, da, da. Saladin, care este un icon al succesului militar al civilizației arabe, spuneam, în film este prezentat ca un om de o cumpătare și un om de un exercițiu al puterii cu foarte mult discernământ. Iată că există și între căpetenile politice, nu sunt excepții, există situații în care oamenii văd dincolo de etnie, văd dincolo de religie, oamenii văd în alți oameni, recunosc în inamic tot un reprezentat al speciei. S-ar putea să fie un lucru cultural. Diverse culturi aveau diverse perspective și perspectiva musulmană atunci era poate un pic mai relaxată față de cei diferiți, deși nici cea creștină, pentru că în oastea creștină de atunci luptau și musulmani, aveau inclusiv turci. Nu mai știu cum le spunea. Deci lucrurile erau oricum mai amestecate atunci. Și dacă nu mă înșel prea tare, mai degrabă s-au făcut masacre din partea creștină decât reciproc. Poate legat și de faptul de o anumită disperare, pentru că creștinii erau asediați din toate puterile, din toate părțile, pe când musulmani erau oarecum, se simțeau aproape mai aproape Mici de casă. Nici cruciadele nu au reprezentat subiectul meu favorit din istorie și da, n-aș deci putea nu e tocmai cea mai favorabilă viziune asupra creștinătății. Da. Dar a fost o etapă, nu trebuie neapărat demonizat în sine, se poate învăța ceva din ele până la urmă. Unul din lucrurile care se învață este exact ce spuneați, nu trebuie, scopul, anihilarea e un scop prost. Dacă tot se ajunge la război într-un motiv sau altul, în general că te-a atacat cineva, iar acolo, dacă nu mă știu, creștinii și cei care au atacat, pentru că deja zona era islamică de ceva vreme, da. Scopul este cumva să reașezi lucrurile pe manieră care să fie convenabilă. Dacă îmi permiteți, succesele militare pot fi contestate, succesele diplomatice niciodată. Altfel zis, nu cred că există persoană să-i pară rău că arta diplomatică este cea care se exercită. Alminteri, despre cine am vins, cât am vins, în ce măsură, în toate condiții, pot fi întotdeauna păreri diferite, dar cred că cine aduce pace întotdeauna este fără rezerve privit da, ca un personaj pozitiv. Este un continuu între cele două. Chiar spunea Bismarck, dacă nu mă știu, spunea că războiul este o continuare a diplomației cu alte mijloace. Politicii. Da, diplomația, prin diplomație înțelegându-se politica externă, da. Pentru că și diplomația, adică cum poți rezolva o dispută pur diplomatic? Avem nevoie și de o diplomație internă, o politică da, internă. Sigur. Politica este inerentă și o problemă care e vizibil acum, e pretenția că cumva ar trebui exclusă politica. Chiar sunt unii care spun, domnule, să scoatem politica, să izolăm cu totul politica undeva într-o cușcă, politicienii să iei între ei, să facă, n-am idee ce, și să facem ceva, tehnocrație, cred că e termenul care folosește acum, facem ceva care este pur și calculat și totul este științific. Este nu doar fals, ci și periculos, pentru că știința nu
are nici măcar pretenția sau atributul de a se ocupa de organizat politic. Asta doar spune cum sunt lucrurile. Poate eventual ajuta la explorat cam cum ar putea să fie în anumite condiții. Dar cum anume să le facem, acolo intră mult mai multe lucruri de natură culturală, legate de aspirații, legate de multe alte elemente pe lângă știință, care doar informează la acest capitol. Și pretenția că cumva am putea face o chestiune pur tehnică, politic, la orice nivel, și internațional și local, este un abuz al științei, ceea ce numește științism. Spune, domnule, facem ceva pentru că așa ne spune știința. Dacă eu luam la bani mărunți, vedem că știința nu spune chiar ce spune ei că ar spune. De fapt, o falsifică și în acest fel o atacă, de fapt, până la urmă. Și aici e treaba oamenilor de știință cumva să-și apere propriul teritoriu. Pentru că dacă se prind în joc, pentru că pot fi motivații, mai vine o funcție, mai vin niște bani, dar per total e distrus autoritatea științei ca un fel de arbitru, în sensul că cât de cât încearcă să vadă lucrurile cum sunt, cu cât mai multă obiectivitate și mai puțină subiectivitate, exact, partizanat. Exact, exact. Da. Și asta e un lucru destul de important, mai ales că partea de senzaționalizare e destul de populară, pentru că atunci ziua de azi audiența vin bani. Chiar ne uitam, vorbeam zilele trecute despre un continuare a serialului Cosmos al lui Sagan, făcut acum recent, în care Neil deGrasse Tyson povestește și are chiar o componentă despre posibile lumi. Și deși este un om atașat științei, și el acolo face niște senzaționalizări în care spune că, domnule, știți, de fapt, noi știința demonstrăm că există... Face un serial de televiziune. Da. Face puțin marketing, puțin... Da, e un marketing care se practică, dar care ajunge să fie luat de bun și deformat în zonele care capătă în acest fel autoritate. Pentru că spune, domnule, așa este, uite, a spus Tyson în Cosmos. Tyson este un om carismatic, un foarte bun comunicator, un om talentat în expuneri, un orator chiar în anumite privințe și rămâne o voce care merită urmărită. Nu trebuie neapărat însușită, dar de urmărit. Tyson sigur. Este o voce. Nu, este și o motivație să atragi. În popularizarea științei. Personal nu cunosc cercetările lui Tyson, dar în popularizarea științei face o treabă onorabilă. Sigur, foarte multă lume face în acest domeniu, dar multe, să zicem, un pic cum să spunem, licențe artistice, cum e cea în care spuneau că cumva conștiința ar influența rezultatul unor experimente. Lucru care este evident excesiv. Unor cercetări el nu spune quantică, chiar conștiință, el spune observație. Da, rezultatul unor cercetări ascunde, quantică. Și ascunde pe undeva că, de fapt, observația în sensul cercetărilor cuantice este cu totul altceva decât observația în sensul comun. Și acest mic joc este după aceea preluat de unii care încep să spună tot felul de chestiuni, că cumva conștiința influențează apă, facem nu știu ce, memoria apei. Domnul Amăruț, aș fi bucuros chiar să facem o discuție în care evident eu să ascult și cel mult să ridic întrebări, să facem o discuție despre acest subiect, cuantica și de pildă fenomenul celor două fante, despre cimatică și despre chestiuni care alminteri apar ca informații în pe rețelele de socializare și care sunt suficient de vizionate și de asemenea par să contrazică sau cel puțin să surprindă, dacă nu să contrazică, dar să surprindă simțul nostru comun de fiecare zi. Felul în care se interpretează experimentul celor două fante, respectiv la care făcea și Tyson referire, că ceea ce credem a fi solid, cum ar fi o particulă a unui atom, un electron de pildă, se poate comporta de fapt ca o undă. Numai existând această virare între particulă și undă, între biluță, am numit-o, și undă, datorată faptului observației, respectiv atunci când observăm
suntem atenți la ea, este o biluță cu minte, și când nu ne întoarcem cu spatele, nu suntem atenți la ea, se transformă într-o undă. Ei. Da. E spectaculos. E până la urmă o alternativă, un alt caz ca cel care spuneam mai devreme în ce privește relativitatea, în care natura se comportă altfel decât ne se părea nouă intuitiv. Și deseori descrierile pe care le pricepem noi de la tot felul de popularizatori, sigur, sunt calculate să fie relativ ușor accesibile, dar te duc foarte ușor în greșeală, să spunem. Rolul acestor popularizări nu este de a transmite cum sunt lucrurile, ci de a încerca să formezi un eșafodaj pe care să te poți să te cațeri, să ajungi mai sus, să poți înțelege ceva. După ce ai înțeles, eșafodajul se poate da jos, nu mai e nevoie de schele, pentru că deja ai o privire generală. E foarte greu să ajungi să înțelegi mult fără să treci prin pași intermediari. De aceea e bine să se precizeze pe undeva aici, să pun un asterisk. Asta e doar o aproximație, doar o chestiune didactică. E o chestiune care se întâmplă. În fizică, de exemplu, avem o mulțime de experimente, mecanică încă din clasa a 6-a, a 7-a, în care spune, dom'le, asta este o aproximație. În realitate, coeficientul de frecare, să spunem, nu este chiar așa constant, depinde și de niște condiții. Un exemplu oarecare. Când ajungi să lucrezi efectiv în inginerie, atunci trebuie să poți să încalculi toate noțiunile respective. Nu mai poți să lucrezi cu noțiunile de alfabetizare, să spunem. De pildă, legea gazelor perfecte a lui Boyle-Mariette, care în general, are... În general, legea gazelor perfecte, niciun gaz nu e perfect. Da, care are, așa zisă, legea gazelor perfecte, care are, din câte înțeleg, corecții adecvate inginerește. Aminter, formula pe care o învățăm la sfârșitul școlii generale era pe vremea mea și începutul liceului, răspunde, dar doar în linii mari. Cu aproximație destul de bună, da, și care în multe situații e suficientă. În altele s-ar putea să nu. Deci de la caz la caz. Ideea este să... E nevoie de o capacitate, spunea Alvin Toffler, că omul secolului 21 trebuie să fie capabil să învețe, să uite și să reînvețe. Pentru că mare parte din ce ai învățat e, de fapt proptele ca să te ducă la o înțelegere. Proptele la care nu ai cum să ajungi la nivelul acela de înțelegere fără proptele respective, care sunt, până la urmă, analogii. Pentru că noi învățăm, asta e arma noastră secretă. Toți facem o analogie între ceva și altceva care știm. Și pornim de la lucruri relativ simple și facem o analogie și mergem în altă parte și așa ajungem la analogia cu electronul, care ar fi o biluță, dar el nu e o biluță. Electronul este un fenomen care este descris, sau mă rog, orice altă particulă cuantică, este un fenomen descris de niște ecuații care descriu ceva. Văzute dintr-un unghi, arată biluță. Dar nu e biluță. Văzute în alt unghi, arată ca o chestie ondulatorie. Dar nu e strict definitorie. E ceva complet diferit de ambele, care conține, să spunem, aspecte ale celor două. Și tot prin analogie, pe undeva, sunt alocați și termene, cum ar fi acea observație și care presupune că, domnule, dacă te uiți sau nu te uiți. De fapt, contează prea puțin dacă se uită sau nu se uită ceva sau dacă vreți să ne uităm la uitat și neuitat, acel care se uită ar trebui să fie întregul univers. Nu o persoană, nu pare să aibă vreo legătură cu vreo conștiință. Sunt lucruri destul de interesante și, într-adevăr, recunosc, dificile pe undeva să ne învârtim mintea în jurul lor, dar importante, și să sperăm că ajungem să le discutăm și poate să le pricepem cu toții cât mai bine se poate. Deocamdată vă mulțumim că ați avut răbdare cu noi, dragi ascultători și vizualizatori. Dați-ne comentarii, like, share, tot sau ce critici. Puteți. Domnul Amorius, mai ales critici. Mai ales critici, desigur. Și vă așteptăm să fiți îngăduitori. Vă rugăm frumos să fiți, cel puțin vorbesc în nume propriu, aștept îngăduință din partea noastră. Mulțumim mult. La revedere.